A fost numit magicianul semicercului. Este dublu medaliat la Jocurile Olimpice, la Montreal și la München. Deține o medalie de bronz cucerită la campionatul mondial în 67 și o medalie de aur la campionatul mondial universitar din 69. A jucat de 212 ori în tricoul naționalei de handbal a României, cucerind de două ori titlul mondial la Paris și Berlin. Din 1970 este maestru emerit al sportului. Vorbim cu și despre Cristian Gațu. Seara mine. Domnule Cristian Gațu, într-o carieră sportivă de succes, ați adunat cu siguranță multe competiții, multe trofee, multe medalii, dar și multe amintiri. Da, într-adevăr e o viață de om și practic s-au adunat foarte multe amintiri, și bune și rele, normal cum fiecare face parte din viața lui. Lucru care de fapt m-a și determinat să scriu o carte împreună cu Hoia Alexandrescu, recent lansată, unde am putut să aduc aminte de anumite întâmplări, nu de toate, și bineînțeles mai mult de cele de bune, pentru că de rele suntem sătuși. V-aș invita să răsfoim împreună albumul dumneavoastră cu amintiri, privind câteva fotografii din diferite etape ale activității dumneavoastră, și competițională, și după ce v-ați retras din activitatea competițională, și să ne împărtășiți ce amintiri vă leagă de respectivele momente. Dar înainte de a privi primele fotografii, v-aș întreba, știu că sunteți de formație tehnică, ați terminat Universitatea de Construcții. Da. La început ați jucat fotbal, dar ați fost și vicecampion național la șah. Cum s-a produs trecerea la handbal? Zic eu că în mod natural, deși pasiunea mea a fost mingea de când m-am născut. Provin dintr-o familie de ziariști și tatăl meu era chiar ziarist pe fotbal, și pentru că de câte ori era și el liber, sâmbăta sau duminica trebuia să scrie o cronică despre fotbal, și atunci evident, ca să fie și cu familia, mă lua cu el. Și după câtva timp m-am îndrăgostit de minge, m-am îndrăgostit de o echipă care avea o stea mare în mijloc și se numea CCA-ul. Am devenit stelist deci din fragedă copilărie și pe parcurs, normal, am început cu fotbalul. Pe la 6 ani m-a dus tata de gura mea, m-a dus la, evident, la centru de pregătire a CCA-ului, era undeva pe lângă Guvern. În spate, acum s-au construit niște blocuri. Și m-a prezentat lui Cornel Drăgușin, șeful centrului de copii a clubului CCA, așa se numea atunci, și m-a introdus într-un joc din ăsta cu copii mai mari ca mine, eu aveam doar 6 ani. Și normal, mingea era mare, mi-ajungea până la genunchi și mă mai încurcam în ea. Și am trecut, tatăl meu stătea de vorbă cu Cornel Drăgușin, și când am trecut pe lângă ei, așa, într-un dribling, mă rog, am auzit așa o remarca lui Cornel Drăgușin: mai lasă-l nea Petrică, nu vezi că îi ajunge mingea până la genunchi? Și atunci m-am oprit și zic, tata, aia acasă, și am plecat. Dar am revenit după încă un an și jumătate, nu m-am mai dus la CCA, eram supărat pe Cornel Drăgușin, cum de m-a jignit. Și fiind, eu sunt oborean de lângă Foișorul de Foc, am ales Dinamo, că era mai aproape.
Și am ajuns așa, m-am legitimat la tânărul dinamovist, am avut acolo o pleiadă de mari, mari antrenori de fotbal. Am început cu Petre Steinbach, Pămăiuliu Baratchi, am terminat-o cu Ștefan Stănculescu, Dumnezeu să ierte, sau Dumnezeu să ierte pe toți că nu mai există. Și s-a înghebat o echipă frumoasă de copii, de juniori, până la vârsta de, până în 1963, deci exact 10 ani de zile am jucat la Dinamo. Ajunsesem chiar în lotul lărgit al României, care pregătea un turneu UEFA organizat în România. Mă rog, atunci a fost o chestiune de, să zicem, strategie, falsă strategie, pentru că cei care ne conduceau atunci, sau conduceau inclusiv mișcarea sportivă, ca să pusese rămâna pe un turneu de asemenea învergură, au zis, dom'le, ca să putem să câștigăm, mai des să nu-i folosim pe cei născuți 44-45, să-i aducem pe aia de 43-42, că cine ne verifică. Și noi care eram deja trecusem prin examenele alea de triere, de selecție, într-o tabără la Poiana Câmpina și ajunsesem în primele rânduri, ne luase și măsurile de haine, vă dați seama ce vise aveam, mă și vedeam cum stau la imnul național și așa mai departe, ne-au chemat și au spus, știți voi, vă duceți acasă. Și ne-am dus acasă. A fost un șoc al meu, un prim șoc și, bineînțeles, n-a fost și ultimul. Eram la liceu Mihai Viteazu, în perioada când eram înfocat, fidel partizan al fotbalului și se înființase școala sportivă, școlile sportive de elevi, un lucru foarte bun. Și în zona Oborului funcționa școala sportivă de elevi numărul 2. Mă rog, erau cu pe... Și acolo, pe vremea aceea, antrenorii de la toate secțiile sportive și făceau selecția cum trebuie, mergeau pe la școală, astăzi nu vezi un antrenor că intră într-o școală să facă o selecție. Și au venit și la liceu Mihai Viteazu, eram în clasa 8 atunci, de mai intrasem. Și au discutat despre handbal. Și marea majoritatea copiilor din aceeași clasă cu mine au optat pentru handbal. Eu am refuzat, am zis, dom'le, stați, eu sunt la Dinamo, nu pot să mă duc în altă parte. Și au început antrenamentele. Iarna fotbal în România nu se făcea și nici nu exista variantele Turcia, Italia și așa mai departe și eu șomam. Veneam la 7:30, începeam orele și vedeam totdeauna că lipsesc colegii mei. Băieții erau la antrenament și aveau scutire o oră de la școală. Și atunci am zis, bă, dar voi ce faceți? Păi ce să facem? Jucăm fotbal, că profesorul nostru de handbal e răcit. Păi vin și eu. Și așa am călcat pentru prima dată în sala Recolta, undeva pe lângă stadionul 23 August, într-o sală de handbal. Am jucat fotbal o zi, două, dar din ala, fotbal adevărat. Și normal, ca orice gripă, dispare. Și a apărut antrenorul la jumătatea unui joc din ăsta, îl oprește jocul și ne dă o minge de handbal, zice, acum jucați handbal. Mi-a fost jenă să plec, să zic, domnule, stați că eu sunt la Dinamo sau... Și am luat mingea prima dată în mână și am văzut că e mai simplu. Dacă la fotbal treceau meciul și nu te apropiai de poartă, aici aveai ocazia să dai golul când puteai. Și nu știam regulamentul și
Păi făceam niște abateri flagrante de la regulă. Deci luam mingea, o aruncam peste jucătorul din fața mea, o prindeam, ceea ce era dublă în handbal, și dădeam gol. Și mi-a plăcut că dădeam goluri multe și până la urmă, Feri Spir, Dumnezeu să-l ierte, primul meu antrenor de handbal și un mare antrenor din România, care nu era înțeles pentru că era de origine germană și nu prea era băgat, lăsa să promoveze cu echipele naționale, deși până la urmă a fost. L-a lămurit pe tatăl meu, domnule, e păcat, uite că se... Și până la urmă am zis, bine, m-am legitimat și am început să joc regulamentar, dar vreau să vă spun că nici măcar nu știam regulamentul și am debutat în echipa națională de handbal. N-am fost la nivelul juniorilor, că eu nu eram. La echipa de tineret și foarte scurt timp după aceea m-am trezit convocat pentru echipa națională de seniori. Lucru fantastic, dar ce? N-am dormit nopți întregi. Și culmea, am debutat, dacă se numea așa, în Germania, la Dortmund, în fața 15.000 de spectatori. Lucru care, iarăși, era o noutate pentru mine. Și culmea că, între timp, eu am sărit o perioadă destul de lungă, între timp, echipa României câștigase campionatul mondial din 61 și din 64. Și am avut ocazia să stau în același vestiar cu niște jucători de mare anvergură, cu care normal sunt prieteni și astăzi, sau mulți ne-au părăsit, că asta e viața. Am așteptat și am intrat după ce s-au dezbrăcat ei să ne dezbrăcăm. Nu era respectul față de generație. Și am intrat, nici nu speram, stăteam pe bancă și Johnny Constant Germănescu, la fiecare nume rog să fie atașat, Dumnezeu să ierte, pentru că sunt oameni deja trecuți în lumea cealaltă, spune, hai Cristian, intră și tu. Am și eram alb, cred că la față, deși culoarea nu mă recomanda, și am făcut... Mă rog, eu aveam un stil al meu, cu modelele mele, cu asta, și mai fantezist, așa, și am reușit să dau un gol, dar făcând 4 pași. Și lumea, fiind și mic ca înălțime vis-a-vis, deși eu sunt un om normal, am 1,78 m, un om, zic eu, peste media din România, dar jucam cu oameni de 2 metri, 1,98 m, 1,97 m, și... Erau legea contrastelor care m-a deranjat de-a lungul anilor după aceea. Și lumea le-a plăcut ceea ce făceam eu cu mingea, mă rog. Deci nu, dacă mă pune să repet, nu mai știu să repet ce făceam. Și atunci mă scoate, țin minte, faza, 15.000 de spectatori care aplaudau la golul meu, mă scoate Johnny Kunst și începe să explice, dar teatral, ca să vadă lumea, traducea prin semne că tu n-ai voie decât 3 pași, al patrulea n-ai voie să-l faci și nu știu ce lucru, care m-a umilit undeva. Și n-am să uit momentul ăla, pentru că am debutat într-adevăr la echipa noastră fără să cunosc regulamentul jocului. E, după aceea a fost... o perioadă în care am cochetat, revenind la partea de școlară, când eram încă elev, am cochetat și cu handbalul și cu fotbalul, dar niciodată n-am vrut să se afle la fotbal că eu joc handbal și mă ascundeam. Nu pot să vin că trebuie să mă duc la nu știu ce... olimpiadă școlară și mă învoiam de la Dinamo. Până când au aflat cei de la Dinamo că jucasem la Râmnicu Vâlcea finala campionatului școlar de handbal pe țară.
Era o competiție care astăzi lipsește și văd că avem niște dușmani prin Ministerul Învățământ că nu vor să o reactiveze, care a fost de fapt asta la baza performanțelor din handbal și din alte ramuri sportive. Și în paralel s-a suprapus competiția cu turneul semifinal al campionatului național de junior la fotbal. Și eu am lipsit primul joc, pentru că trebuia să stau dincolo la Vâlcea, iar competiția aia era la Sighișoara. Până am ajuns, am pierdut primul joc. Și Ștefan Stănculescu, antrenorul de la fotbal, toți erau prieteni cu tatăl meu, pentru că el era ziarist și asta a fost o mare obsesie în viața mea, că la un anumit moment, când veneau spectatorii la fotbal, și-a zis, cine-i puștul ăla? A, e fiul lui Nea Petrică, Gațu. Și lucrul ăsta m-a marcat. Am zis, cum vreau, pe pile și asta a cântărit în momentul în care am avut de ales în final în ce parte să o iau. Și Ștefan Stănculescu nu m-a băgat la meciul următor, m-a ținut rezervă până prin minutul 70, când eram condus de CFR Timișoara și am intrat și am dat și un gol și am fost coautor la golul 2 și am reușit să ajungem în finala campionatului, pe care am pierdut-o cu 1-0 pe stadionul 23 august, în prezența 40.000 de spectatori. A fost o chestie frumoasă, dar am fost și atunci pedepsit și m-a marcat și chestiunea asta, pentru că eu eram jucător de atac, jucam inter și îmi plăcea să dau gol normal. Și Ștefan Stănculescu, la ședința tehnică, a spus să schimbăm puțin tactica. Astăzi, Cristache, cum îmi spunea mie, Cristache, tu joci înapoi și îl iei om la om pe Vlad. Era un jucător de valoare de la Farul Constanța. Și a zis, păi, dar eu trebuie... Nu, tu așa, pentru că dacă joci handbal, trebuie să știi treaba asta. Și mi-a dat peste nas. Și, într-adevăr, m-a alergat ăla de marum, n-a dat gol, dar am pierdut noi. Și m-a marcat și înfrângerea asta, plus încă câteva șicanii care nu erau cu adresa mea, ci erau generale în România atunci. Și am zis, dom'le, ajunsese în preajma examenului de maturitate. Bacalaureatul era o promisiune angajantă în fața mamei mele, că altfel nu mă lăsa să fac sport. Și trebuia să pregătesc și examenul de admitere. Eu, la dorința mamei mele, dar între timp îmi intrase microbul de matematică, trebuia să dau la construcții. Și atunci am zis, nu pot să fac și două sporturi. Renunță la unul. Renunță la sport. Și am zis, nu pot. La unul aș renunța. Care? Păi renunț la... Și atunci a fost, de fapt, m-am rupt de fotbal, deși, sincer, de atunci și până astăzi, sunt microbist de fotbal. Și în momentul când, în ani, am ajuns la Steaua și, mă rog, echipă cu care am câștigat și Cupa Campionilor Europeni și totul, am schimbat și sistemul de pregătire, pentru că mai aveam iubitor de fotbal între jucătorii de handbal și eu presam antrenorul, domnule, dar hai să jucăm un fotbal. Și până la urmă începeam încălzirea cu fotbalul. A fost o perioadă frumoasă și de asta am spus, sunt multe lucruri care încerc să le prezint, nu știu de ce manieră, știe însă Hori Alexandrescu. Am înțeles, eu n-am citit încă cartea, dar am înțeles că cine o citește nu o lasă din mână, e atractivă și sunt lucruri, mă rog, normale, zic eu, dar care scoate în evidență titlul e Steaua lui Gațu. Nu eu sunt eroul principal, eroul principal e echipa națională. Cu echipa de club Steaua ați câștigat 10 titluri de campion. Și apoi și în echipa națională, al cărei conducător ați fost vreme de un deceniu. Avem
o fotografie din 71 cu echipa națională. Da. 71 era înaintea Olimpiadei. Și asta este făcută la Galați. La Galați, la Trofeul Carpați, înainte Trofeul de... Trofeul Carpați, da. Da. Într-adevăr și din nefericire care cu... Care sunt colegii? Amintiți-ne câteva nume. Păi da, pot să vi-i spun pe toți. Ăsta este Guneș, hai să zic, fără să deranjez pe ceilalți, că cel mai apropiat de sufletul meu, Șobăl, Chicit, Birtalan, toți sunt apropiați, nu pot să... Gruia l-am pierdut, Dincă l-am pierdut, Cosma l-am pierdut, Radu Voinea trăiește, Bota trăiește, Samunge trăiește, eu încă sunt în respir. Asta era o echipă frumoasă și o echipă care a ajuns până în semifinale, a fost vinsă de Iugoslavia și s-a revanșat pentru locul 3, am câștigat cu URSS-ul. Dar îmi aduce aminte despre München și despre primul contact cu sportul, cu handbalul olimpic. Următoarele două fotografii sunt la sosirea pe aeroport a echipei naționale după campionatele mondiale din RDG, de campionatele mondiale de handbal masculin. Așa, din 74. Da. Amândouă sunt din 74. Da, ambele. Da. E, aici sunt două generații. O generație care avea experiența unui prim titlu câștigat în 70. Și aici îl pot pomeni pe Birtalan, pe Chicit, pe Guneș și generația care urma și care, cu care am și câștigat acest titlu, Ștocl, Mircea Ștef, Adrian Cosma l-am pierdut, Orban, Radu Voine, Dan Marin, Grabovski, Radu Voinea cu mustață, Tudose și Bebe Dincă l-am pierdut. A fost un schimb de generații, un transfer de valori între două generații superbe și meritul a fost în totalitatea celor care au condus federația în perioada respectivă. Aici sunteți chiar la coborârea din avion, la coborârea pe scara avionului. Da, asta e 74, pentru că am doriu și murise tatăl meu înainte, cu câteva zile înainte de a pleca la mondial. Era cât pace să nu mă duc. Pierderea părintelui a fost groaznică și a marcat întreaga echipă, să știți. Că se realizease un nucleu din ăsta, țineam unii la alții și eram părtași la toate bucurile sau necazurile fiecăruia dintre noi și ei au fost alături de mine la înmormântarea tatălui meu și da, doctorul Șerpe, Johnny Curs Germănescu, lipsesc însă antrenorii principali care erau Trofin, Vlase și Nedef. Fiind un sport de echipă, sigur că există și spiritul de echipă. Da. Și vă rog să ne povestiți cam cum era la acea vreme spiritul de echipă, deci vorbim despre anii 70, și referiți-vă și la Gheorghe Gruia, care ne-a părăsit de curând, spuneți în ce relație ați avut și cu ceilalți colegi. Da. Cu el. Spiritul de echipă se... e greu să-i dau o definiție, însă înseamnă că am devenit toți conștienți că numai împreună putem să ajungem unde ne propunem. Și atunci, atât la bine cât și la rău, ne dublam în așa fel încât toți să luăm startul și toți să ajungem la linia de sosire în același timp și conform obiectivului care ni l-am fixat. Asta generic. Dar din exemple ar rezulta mult mai simplu ce înseamnă spiritul de echipă. În, să zicem, 1970, înainte de campionatul mondial,
Am... Noi aveam pregătire cam 9-10 luni pe an. Noi nu știam ce familie, stăteam numai în cantonamente și vă dați seama că nu era ușor de digerat, când știam că colegi de generație cu noi sunt la restaurante, baruri și noi trebuia să stăm, să respectăm un regim foarte cazon. Și mi-aduc aminte că am fost ultima dată în pregătire la Snagov și urma să plecăm luni, într-o luni, la ultima verificare înainte de campionatul mondial în Polonia. Și vineri, seară, după ultimul antrenament, ne-a dat drumul acasă și a zis, ne vedem sâmbătă la ora acută. Și am sărit toți lumea, stai, dar de ce sâmbătă? Suntem și noi căsătoriți, suntem... Lăsați-ne până duminică, nu, sâmbătă, nu trebuie să pierdeți. Și ne-am dus toți la... Ne-am prezentat la ora 10, când a fost convocarea, la Hotel Union din centrul Bucureștiului. Ne-am dus sus sacoșele și am coborât să vedem cine vine, dar n-au venit antrenorii. Și în momentul imediat următor, nu știu, unul dintre noi a spus, domnule, hai să mergem undeva, domnule, și noi stăm ca fraierii aici, nu știu ce. Și ne-am dus toți, dar toți, în grup la CCA și am băut o bere, o sticlă de bere fiecare. Ne-am întors, am văzut că nu e, chiar nu era nimeni, ne-am dus și ne-am culcat. A doua zi, la antrenament, am luat poziție și am zis, domnule, stați puțin, dacă cantonamentul și pentru antrenor, de ce n-ați venit, așa, fără reproșuri. Nu s-a comentat, ne-am dus în Polonia, am luat două înfrângeri. Ne-au bătut până și Polonia. Era de pregătire, era înainte de a pleca la mondial. Când ne-am întors, în ziarul Scânteia, care era cel mai mare, a apărut pe două pagini că ne-am băut mințile în restaurantul Casei Centrale Armatei, că n-avem nicio șansă la mondiale, lucru care ne-a montat pe noi. Și am fost chemați la Comitetul Central, la nu știu cine acolo, și am fost criticați și am luat poziție toți. Și după care am stat de vorbă între noi, pe drumul spre Franța și pe durata jocurilor de acolo. Și lucrul acesta ne-a montat și ne-a ținut vigilenți până în final. După care am câștigat campionatul mondial și uitați ce frumos ne-au primit după ce fusese s-a măturat cu noi toată presa. Și exemplele astea sunt multiple. Mi-a murit tatăl. Eu am ținut foarte mult la el. De fapt, toți ne iubim părinții, dar suntem conștienți că îi iubim după ce dispar. Și eram în pregătire la București, 74, înainte de campionatul mondial, cu generația asta. Și tatăl meu descoperise un cancer pulmonar, alergam cu el, mă duceam la raze, atunci nu erau alte instrumente decât radioterapie și dură. Tatăl meu era și slăbuț cam ca mine, așa. N-a rezistat și până la urmă mi s-a spus să vin repede acasă, că e pe moarte. Și am plecat din cantonament. Am cerut voie și m-au lăsat să stau acasă. Dar nu mă mai duceam nici la... Nu mai mi-ardea. Vă dați seama că tata horcăia, era paralizat și... și... Am pierdut, l-am pierdut într-o noapte, dar în noaptea respectivă a vrut să aibă o discuție cu mine. Și i-a dat pe toți afară și am rămas și eu cu el și mi-a spus că știe că nu m-am dus la antrenament, pentru că eu spunea, nu te duci la antrenament, ba da, plecam, mă îmbrăcam în tricou și plecam, l-am rămas bun, plecam afară, stăteam afară și când veneam, mă
udam puțin, făceam pe transpiratul și intram el, gata, și gâfâiam. E, nu ținea cu taică, nu, și mi-a spus că știe că nu m-am dus, dar că mă roagă să mă duc, pentru că vom câștiga campionatul mondial, mi-a dat niște lecții de viață, să fiu modest, să nu mă, pe stradă să răspund la saluturi, lucruri omenești, umane. Mi-a spus o chestiune de care am ținut cont și cred că toată lumea ar trebui să țină. Mi-a zis așa, vei ajunge mare și tare, bă, mă uitam așa ca la felul 4, ce să spun. Și zice, dar să-ți alegi momentul retragerii în așa fel încât, după aceea, oamenii să te întrebe de ce te-ai lăsat, decât să te întrebe de ce nu te lași. Și lucrul e valabil în orice domeniu, l-am constatat și am ținut cont de el. Mă rog, m-am întors după ce au venit toată echipa la mormântare și imediat după mormântare mi-a spus Cristi, ai, nu vii să joci, avem un meci amical cu Bulgaria, dom'le, nu pot, tata e încă cald, nu știu ce, până la urmă în coaliție cu maică mea și cu nevastă mea, eram căsătorit, m-au forțat, hai de du-te, ce să mai stai, nu știu ce, și m-am dus. Deci, și am jucat la Ploiești, era lume multă pe vremea aia, când juca România, erau arhipline sările. Și m-a impresionat acolo faptul că la pauză trebuia să, de regulă, se cânta muzică și s-a dat drumul la muzică. Nu, pe mine nu m-a deranjat că de bea îl mormântasem pe tatăl meu. Și cineva a șoptit și nu s-a mai cântat. Am percutat imediat, dar mi-a plăcut, adică semnul ăsta de... Da. Și cam cu o zi înainte de plecare, mă duc la cimitir la Belu să mi-au rămas bun de la taică-miu și vorbeam ca și cum era în viață. Și bătea vântul, țin minte că era un început de iarnă, încă nu explodase zăpada, dar bătea vântul ăsta și eu mă chinuiam și îi spuneam, dar cum vorbește fiecare, tată, uite, mă duc, dar ai grijă de mine că eu nu pot, nu sunt pregătit, nu știu ce, și tot aprindeam cu chibritul, lumânarea se stingea, eu stăteam mai mult cu chibritul și când se plec, zic, dom'le, acum dăm și tu un semn că m-ai ascultat, uite, și că mă ajuți. Zic, uite, cât, mai aveam atâta din țigară, fumam. Și asta a fost o chestie grea, dar n-am ce să fac. Și zic, cât termin țigara, să nu se stingă lumina. Și am plecat de lângă lumina, credeți-mă, se stingea și se aprindea singură. Și am preluat niște energie pozitivă la treaba asta, lucru care... Eu am tăcut pe perioada aia, dar înainte de finală sau în pauza jocului, eram condus la pauză cu vreo 2 goluri de către nemți. Jucau acasă, vorbesc de campionatul din 74 și foarte multă lume aglomerat să venise șeful, ambasadorul, toată lumea să ne mobilizeze. Și eu eram capitan, Naniculă, lăsați-ne, rămânem singuri aici. Și au plecat toți și am rămas eu cu ei și le-am povestit treaba asta. Cu lumânarea. Și zic, hai să plecăm. Vreau să vă spun că s-au luptat toți, inclusiv eu, bineînțeles, ne-am luptat, i-am bătut și în final, când, mă rog, lumea, ce aveam 14 suporte, restul erau nemți toți. Când eram bucuroși că am câștigat, au venit spre mine Tudose, Voinea, Ștoclu și spuneau, tăticul tău ne-a ajutat. Da. Emoționante. Da, bine. Dar vreau să vă spun că asta înseamnă spirit de echipă. Da. Următoarele fotografii sunt din 76, după Olimpiada de la Montreal. Da. Aici sunteți chiar dumneavoastră la microfon.
Da, era... ceremonia de decorare, cred. Da, 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 era la sala, pentru că văd și pe alte sunt legate. Da, sunt legate. Da. Acolo eu, este... Eu am avut aici o problemă... Aici sunteți cu Nadia și Teodora Ungureanu. Așteptam să vină președintele României și ne scosese la intrarea principală a sării polivalente. Nu e o rușine, vreau să vă spun că... Aici vorbeați în numele lotului olimpic, nu? Da, în lotul, în numele echipei de handbal. A, numele echipei de handbal. Și vreau să vă spun că eram foarte nervos atunci, că mi s-a impus să citesc. Eu nu prea, eu vreau să vorbesc liber. Și dovadă că mă făceam că mă uit, dar vorbeam tot eu. E, sunt lucruri frumoase, e adevărat, și... din păcate, vedeți că rămăsesem dator să vorbesc despre Gruia, dar am evitat puțin să-mi revin că intrasem într-o fază de memorie, de trebuia să vorbesc despre Gruia. Gruia a fost pe departe cel mai mare jucător al lumii. Un exemplu de un model pentru orice handbalist din lume. De fapt, foarte mulți au încercat să-l copieze, n-au reușit. Un model despre ceea ce înseamnă prieten, ceea ce înseamnă coleg și care ne-a ajutat foarte mult să menținem spiritul ăla de echipă. Ne-a ajutat pe toți. Din păcate, el a plecat în 1980 din România. El merita să joace afară și avusese un contract în Germania. Țin minte că trebuia să plece într-o luni și sâmbătă la un antrenament al nostru a venit să și-a rămas bun, ne-am pupat și drum bun, guriță, și ca luni să-l vedem în club. I se oprise pașaportul pentru că cineva, un om de ghilimele bunăvoință, ar fi spus că dacă se duce în Germania, nu se mai întoarce. Asta era în 70 și. După care Ion Coman, ministrul apărării naționale de atunci, care era un mare fan al, Dumnezeu să-l ierte, și el a murit acum, al clubului Steaua și în mod deosebit al echipei de handbal, i-a făcut rost de o funcție de la Academia Tehnică Militară, unde a stat vreo 3-4 ani, până când la o întâlnire între președintele României și președintele Mexicului s-a semnat un acord de schimb de experiență pe baza căruia a plecat ca antrenor George Gruia. De atunci au trecut 36 de ani. A fost foarte... depărtarea risca să ne îndepărteze și sentimental. Am ținut legătura și noi cu el și el cu noi. Când s-au schimbat lucrurile în România, am reușit și am făcut legate de niște evenimente și despre aniversarea unor evenimente, am reușit să-l aducem în București. A fost odată, a venit cu echipa națională a Mexicului în 2000 și atunci l-am chemat, l-am invitat la Sighișoara când cochetam să facem un centru de excelență acolo. L-am prezentat, mă rog, lumea a început să-și readuc aminte. După aia a fost un festival al handbalului românesc cu ocazia, nu știu câți ani avea federația, în care i-am adus pe toți campionii mondiali. Au fost aduși, nu? Toți campionii mondiali. S-au dat niște trofee campionilor. Și a mai fost odată când tot așa am aniversat nu știu câți ani de la penultimul titlu, respectiv 70. Și
Eu îl cunosc și toți îl cunoaștem, da, eu îl cunoșteam cel mai bine, eram cel care lucram cu el. Mi-am dat seama că e, are sufletul gol. Și am încercat, am avut niște discuții normale între patru ori și am zis, mă, Guriță, hai să încercăm să te întorci aici, mă, dar tu unde ești? Nu spunea nu, dar venea, zice, n-am casă, mi-a luat și casa, tot, n-am ce să fac. Bă, nu e problemă, ești în federație, dacă te pun eu în locul meu președinte, că nu m-a făcut mama președinte și ai ce și te ajut și nu știu ce. Și am fost atunci și la președintele României, cred că era, nu cred, sigur, era președinte Băsescu, care a jucat handbal. Și am avut o discuție și a zis, nu e o problemă, Guriță, când vrei, spune și discutăm cu primăria și îți dau o casă. Cum, domnule, ești cetățean de onoare. Na, nici cetățean de onoare nu era. Și pleca, uita și a fost greu. Iar acum două zile a venit ca fulgerul, pentru că el mă lua mereu pe internet, la ore, fisticii, în mâna ai somn, ce, uite ce cățel am, nu știu ce, vorbea, avea... Și mi s-a spus de către fratele lui, care trăia în Suedia, trăiește în Suedia, și de către Andreea, fata lui, că a decedat, a murit ca un câine, singur, la mii de kilometri. Asta e. Vorbeam despre Olimpiada din 76 de la Montreal. Un an mai târziu, în 77, ați câștigat cu Steaua Cupa Campionilor Europeni. Da. Cum a fost? E, era un pariu mai vechi al meu, dar nu numai al meu, al tuturor. În 1975, deci cu 2 ani înainte, noi câștigăm campionatul în fiecare an, de câștigam dreptul să jucăm în cupele. Și mereu ni se întâmpla câte ceva. Am ajuns să jucăm în semifinală cu Borac Banja Luka, o echipă sârbească atunci, încă nu se împărțiseră. Și am pierdut acasă cu 2 goluri, ne-a prins pe toți, dar toți eram gripați, cu temperatură, și ne-a prins pe picior greșit și am pierdut la 2 goluri. Și ne-am dus la jocul retur, montați, să câștigăm. Și eram deja însănătoșiți, ei erau timorați că nu se așteptau să câștigem în București. Și ei încercau să păstreze diferența. Și noi am, mă rog, se putea și atunci, adică valoarea ne permitea să și gândim ca la șah. Și am zis, domnule, hai să fim mai șmecheri, să nu ni se întâmplă vreo chestiune neregulamentară. Haideți să dăm golul 3 de diferență, să-l dăm în ultimile secunde. Și așa s-a și întâmplat. Și eram deja câștigători, pentru că marcasem mai multe, diferența de goluri era în favoarea noastră. Și mai erau, țin minte, 20 de secunde și noi i-am luat pe sârbi de la centrul terenului ca să... Și unul dintre sârbi a prins mingea, era nici nu intrase, 9 metri, undeva pe extremă, și se aruncă pe jos și unul din cei doi arbitri, un rus, l-am văzut așa, se ducea cu degetul spre 7 metri. Eu m-am repezit să stai, domnule, ce? Și ne-a dat 7 metri, între timp se consumase și timp, au dat gol, au pierdut la 2 goluri, noi la 2 goluri, ei marcaseră mai multe goluri în deplasare decât noi și am pierdut jocul și implicit calificarea în finală, unde câștigam. Și atunci am spus, domne, asta ne-a urmărit. Și a zis, de acum ori niciodată. Și am jucat finala cu CSKA Moscova, undeva la Zindelfingen, în
Germania, în partea sudică a RFG-ului, în fața mii de spectatori, și am reușit să-i batem. Și atunci a fost într-adevăr o revanșă vis-a-vis de ceea ce ne-au făcut cei doi ruși, ei fiind CSKA Moscova. A fost o chestie frumoasă, ne-am întors. Eu personal, acum, dacă discutăm despre mine, marcat de ce mi-a spus tată, vânam să mă aleg momentul retragerii, fiind în 74 campion mondial, titlul care putea să fie reluat în 78, că era din 4-4 ani se juca campionatul mondial, deci eram campion mondial în activitate. Vroiam să câștig și Jocurile Olimpice, n-am apucat atunci, doar locul 2, și în 77 îmi planificasem Cupa Campionilor și atunci eram campion mondial olimpic și european, pe vremea nu se juca campionatul european între națiuni, și mă lăsam. Tot rușii m-au încurcat, în finala de la Montreal ne-au bătut, dar am zis mai bine acum, că parcă îl vedeam pe tata, atenție, că o să te întreb lumea de ce nu te retrage. Și m-am retras. Aveați 33 de ani, da, când v-ați retras. Da. Și ați devenit antrenor. Nu, am fost antrenor o perioadă, luat, de fapt, jucător antrenor în Italia. În Italia. Da, am stat vreo 4 ani. Acolo m-am dezmeticit eu cum e cu politica asta și cum e cu viața și cu liniștea și cu... Dar, mă rog, mi-a fost util, dar primul lucru care l-am învățat în Italia a fost să tac din gură când mă duc în România, să nu povestesc nimic. Dar a fost o lecție de viață, am învățat multe acolo, am cunoscut oameni deosebiți și m-am întors definitiv. Am plecat în 79 și m-am întors în 83-84. La Steaua. La Steaua. Unde ați fost instructor la sporturi nautice? Da, 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 da. Cum așa? Se mai întâmplă. Se schimbase conducerea clubului și cei care au venit au avut să grijă să îmi anuleze numirea. Se crease o funcție pentru mine, tot ministrul Coman crease o funcție de secretar al clubului, secretar adjunct. Și nu se interpreta secretar de partid. Secretar era un fel de manager și probleme internaționale. Și când am venit, nu mai aveam funcția. Și am întrebat, dom'le, eu ce fac? Mi s-a spus, zice, dom'le, muncește ca să vadă, parcă eu acolo am stat la plajă în Italia. Și zice, uite, alegeți ce secții vrei. Dacă vrei handball, îl dau pe Goran afară, dacă... Cum să-l dai pe Goran, coleg cu mine? Dacă vrei scrimă, îl dau pe Marinescu, dacă vrei... Și m-am uitat și am găsit un loc gol și zic, aici cine e aia? Zice, na, e Navasar, dar e pe moarte. Și am ales ăla, m-am dus, am vorbit cu Nae Navasart, întâi am întrebat, te deranjează, nu? Pentru că niciodată nu mi-a plăcut să iau locul cuiva sau să-l și sap pentru treaba. Și așa m-am zis, dar să știți că cele mai frumoase amintiri le am de pe vremea în care m-am ocupat de sporturi nautice. Acolo am văzut sportivi adevărați, sportivi care de dimineață până dimineață muncesc, pe nimic, care au avut niște condiții execrabile, cel puțin cei de la Steaua, am reușit cu efortul și cu prietenii să refac baza nautică de acolo și am făcut-o la standard european, timp în care baza Steaua era la Snagov, lângă Palatul Snagov. Și eu vedeam niște oameni că se tot uitau așa și ne-au lăsat până am făcut-o ca lumea și până ne-a luat-o. Dar am cunoscut niște sportivi
extraordinar, niște antrenori și, în general, flotila asta lui Pațaichin a făcut tot șarmul sportului românesc. Timp de 2 ani ați condus secția de fotbal din Ghencea și apoi ați ocupat pe rând funcții de conducere în clubul Steaua. Vorbiți-ne despre perioada aceea. Păi, am fost, deci, în ordine cronologică, după ce am terminat, sau mă rog, am revenit în clubul Steaua, că eram navetist la Znagov, făceam naveta. Când eram chemat la Steaua, era sărbătoare atunci, era aniversar. Am fost numit secretarul clubului, după care o perioadă... Eu m-am implicat, evident, pe relații internaționale. Toate echipele care se calificau, trebuia să am grijă de ele, să le asigur cazare, masă, deplasări și așa mai departe. Și, normal, m-am implicat mai mult în fotbal, că era înainte de câștigarea Cupei Campionilor Europene. Și a fost o activitate foarte asiduă. După care... deci vreau să vă spun că, deși ziariștii n-au consemnat treaba asta, eu am condus echipa de fotbal, bine, eu și comandantul clubului, dar eu am fost cel care am organizat șederea echipei la Sevilla. Cel care a făcut rost de niște bilete după ce se încheiase termenul, expirase termenul de a le obține legal de la organizatori. Pentru că, conform regulamentului UEFA, aveam dreptul la o treime din stadion, deci aproape 20 și ceva de mii, 30 de mii, 20 și ceva de mii de bilet. Și eu am semnalat treaba asta, dar pe vremea aia cine credea? Și atunci am dat că renunțăm. După care însă Valentin Ceaușescu, care era un mare suporter și un om de mare calitate, suporter al echipei Steaua, prieten cu jucătorii, jucătorii au spus, probabil nu am fost prezent, dar probabil că le-a spus, haideți să vină și nevesele, să ne simțim și noi că suntem încurajați. Și atunci a obținut, probabil a vorbit cu mama lui și a obținut s-a aprobat o excursie de 1000 de turiști. Dar între timp expirase asta și până la urmă mă cheamă pe mine și spune, toți gatul, te duci acolo și faci rost de bilete. Bani, ce bani, domnule, eu ți-am spus de bani, du-te și fă rost de bilete. Cam așa eram tratat cu Ilie Ceaușescu. Are și un om care... E adevărat, m-a timorat tot timpul, dar nu mi-a făcut rău niciodată. Mă jignea, dar nu m-a făcut rău. Și atunci am plecat la vânătoare fără pușcă. Și m-am dus la Madrid și a fost foarte greu, dar am rezolvat-o tot cu prieteni. Tatăl meu îl cunoștea pe Sandu Fogăl, un fost mare fotbalist de aici și care de mult rămăsese în Spania și era chiar membru de onoare al Real Madrid. Și cu el și cu ambasadorul Sandu am reușit și după ce am făcut rost pe secțiuni, 200 de bilete mi-a dat Real Madrid, 200 de bilete mi-a dat Sevilla și 200 Betis Sevilla, era FC Sevilla și Betis. Am luat și de la federație și când am făcut 1000, de pe atunci le-am spus, domnule, știți, eu n-am bani, vă cedez din drepturile de participare, că aveam, se împărțeau banii și le-am dat la sfârșit banii. Și am ajuns acolo, mă rog, succesul a fost deplin, ne-am bucurat toți, după care am fost și sancționat, am ajuns la Oradea. Atunci am cunoscut pe un idol de-al meu, Viorel Mateanu, era antrenor. Am stat cu el acolo. După câteva luni de zile
fugise din țară Nadia și cu Belodelic, eu eram exilat acolo, fără salariu, am fost detașat. În 88, în decembrie, vine, a fost bilanțul pe armată, ceva, eu eram militar și executam ordine. Și mă cheamă, eu am fost dirijat spre Oradea la cererea sau la rugămintea mea, pentru că nevastă mea era din Beiuș. Și când a zis, pentru că mi-ai răspuns urât să te duci și era pe harte. Și eu stăteam în spate, ziceam, dă Doamne la Oradea. La Oradea. Și atunci era trai neneacă, că stătea mai mult la Beiuș. Și am fost chemat că vrea să vorbească ministrul Milea, care era la bilanța acolo, și m-am dus și mi-a spus, Doamne, să-ți iei boarfele și mâine te prezinți la mine. Era 18 decembrie și atunci mi-am permis să merg tovarășul ministru, era și tovarășul Ilie lângă el, zic, tovarășul ministru, vă rog frumos, soția mea e de aici, lăsați-mă și m-am pregătit să-mi fac sărbători de iarnă, că n-am putut să spui de Crăciun, la Beiuș. El se întoarce spre Ilie tovarășul și Ilie, ați văzut unde l-ați exilat, domne? La sânul lui Eva. Zice, bine, să vii pe 10 ianuarie. Și m-am întors pe 10 ianuarie în București. Eu m-am gândit, domnule, dacă după câte am făcut și asta, vreau să mă mai lovească, nu mă mai chemau la București. Deci înseamnă că miroase a promovare, nu la o... Că mă sancționau acolo, mă trimiteau la Șineu Silvan, era ultimul punct pe hartă. Și acolo am ajuns pe mă la fotbal, e adevărat, atunci am fost un an aproape șeful echipei de fotbal. Și cum s-a terminat Revoluția sau ce dracu a fost atunci, într-o noapte, când lumea sportivă ne făcea pe noi comuniști și pe Dinamo securiști, nu eram nici noi, nici ei, da? Așa era, au fost vremurile, noi, cei din club, au solicitat o întâlnire cu ministrul militarul, parcă îl cheamă. Și m-au chemat și pe mine, că eu eram la Ghencea, la stadion. Eu păzeam stadionul, de cine, nu știu, și ei păzeau clubul. N-are rost să repet ce va fi în carte, că atunci nu se vinde cartea, că aici e un eveniment tragic, l-am trăit acolo. Dar cert este că în seara, în noaptea respectivă, l-a chemat la ora 1, ne-a primit, că se mai trăgea pe afară, și întrebarea a fost, dom'le, desfințați echipă, clubul, ca să știm și noi, să ne luăm bagajele. Și a zis, nu, clubul a fost, este și va rămâne a Armatei Române. Lucru care mi-am însușit și eu ca slogan. Și atunci eu am solicitat, odată, schimbarea comandantului și revenirea celui care a fost înainte, pentru că era vrește în club, și am solicitat să mă întorc la mine acasă, la sport, nu la fotbal. Și am plecat de acolo și am ajuns la... După un an am plecat ministru sau ce dracu am fost. 4 ani ați fost și la comanda Facultății Militare de Educație Fizică. Da, da, da. Și în 96 ați devenit președinte al Federației Române de Handbal. Da. Funcție în care ați rămas până foarte de curând. Până acum, când am zis stop, ca să nu mă întrebe lumea de ce nu mă las. O perioadă lungă. Cum e să-ți treacă e prin mână atâtea generații de sportivi? E greu. Și toate cu probleme, și toate cu lipsa banilor, și toate cu deranjul ăla organizatoric, desfințări de echipe. E greu, dar, mă rog, eu nu sunt mulțumit de ce am făcut, pentru că n-am întâlnit perfecțiunea. Dar am încercat să dirijez către marea performanță și mi-am dorit marea performanță în handbalul, atât masculin cât și feminin. Băieții erau deja la pământ, iar fetele, uite că ajung și ele la aceeași.
Avem o fotografie, e adevărat, nu cu lotul de handbal feminin care a fost premiat atunci de la Rapid CFR. În 2003 a câștigat titlul național. Da. Sunteți alături de George Copos și... Cornel Oțele. Cornel Oțele. Ce simte un maestru al sportului când vede că din urmă vin tineri sportivi talentați? Păi nu poate să simte decât bucurie. Da, important este ca ar trebui să îi sprijine mai mult pentru că îi menține acolo unde urcă. Numai că de multe ori, cel puțin la noi, în România, că noi avem o viață mai aparte, așa, de multe ori când obții un rezultat, deja zici că ești mare. Gata. Și nu e așa. Trebuie în primul rând să repeți performanța ca să demonstrezi că într-adevăr ești mare și în afară de asta trebuie să păstrezi regulile jocului colectiv. Deci, apropo de spiritul de echipă și așa mai departe. La sportul individual e simplu. E simplu. Pentru că te lupți cu tine însuți. La jocurile colective trebuie să te lupți și cu adversarii colegilor tăi. E foarte greu. Da? Mă rog. Avem aici un set de fotografii cu diferite echipe din handbalul românesc și în diferite perioade, diferite competiții. Vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți despre fiecare ceva. Aici a fost prezentarea lotului. A fost la un hotel din România, vis-a-vis de aeroportul Otopeni, înainte de plecare. Spre Rusia și tocmai eram cu fetele. Asta e Simona Gogârlă, asta este Narcisa Lecușanu și asta este Oana Chirilă. Și atunci le-am promis că dacă joacă finala, vin și eu. Uh-huh. Și nu mi-a prea plăcut promisiunea, că ar trebui să mă țin de ea și asta a fost un contact cu avionul de care mie mi-e frică de mor. Aici era premiat lotul... După campionatul mondial, da, de la Olchim Râmnicu Vâlcea. Ah, da, da, e altceva aici. E în 2007, da, asta. Da, da, da. Câștigarea unor titluri, atât de către Reșița la băieți, cât și de Olchim la fete. Da, era în 2007, că era și Tavi Morariu, Bogdan Macovei și domnul premier Tăricianu. Domnul Tăricianu era premier atunci. Da. Aici? Da, aveți multe, văd că... Sosirea echipei masculine de handbal pe aeroportul din Copenhaga, trebuia să vă îmbarcați într-un autocar care vă ducea la campionatele europene din 2008. România-Suedia, era meciul de baraj de România și Suedia. Tot și... în 2007. Da, 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 da. Cine sunt băieții? Poftiți? Băieții? Cine sunt? Nicolae. Ăsta e Stavrositu și nu bat acolo, dar Nicolae și cu Stavrositu erau în echipa națională și veniseră să joace meciul turc cu Suedia, iar eu eram acolo că juca și echipa feminină, tot cu Suedia. Da. Aici este echipa feminină. Da. În 2008 a câștigat turneul preolimpic. Da, în București a fost și a fost simplu să câștigăm, că l-am organizat noi datorită rezultatului din 2005. Aveam dreptul să organizăm noi turneul preolimpic. Și fetele au câștigat împotriva Poloniei. Da, da, da. Meciul ăsta, dar... Da, da, da. A fost, sunt amintiri plăcute, e adevărat, dar... Aici era prezentarea lotului echipei feminine pentru Beijing. Jocurile olimpice de la Beijing, în 2009. Da, cu Nuții Frâncu, asta e Chintăuan, asta e Cristina Neagu, pare mi se. Aici era o prezentare
a tricourilor pentru echipa de handbal, echipa feminină. Da. Înainte de plecarea la mondiale din China, unde aveam și contract cu Betatrum, cu loteria, Euroin, să-mi aduc aminte de sponsorii ăștia și ne-am mulțumit și în carte și le mulțumesc oricând pentru că ne-au ajutat. O sosire pe aeroport. Da, cu Țăcălie. De la, Adriana, au câștigat Țăcălie atunci Cupa Mondială în Danemarca, da, la Arhus, în 2010. Da, în 2010 le-a bătut pe Norvegia, ieri asistam la meciul din cadrul campionatului mondial, de două ori în aceeași competiție, și în grupă și în... Dar au jucat foarte bine atunci. În 2009, președinția României v-a decorat cu Ordinul Meritul Sportiv, clasa 1. Ce simte un aici sportiv? Aici nu numai pe mine, aici pe toată echipa fostii campion mondial. Da, noi vorbim despre dumneavoastră. Ce simte un sportiv când vede că îi e recunoscută valoarea la acest nivel? Păi o satisfacție personală de atingerea unui obiectiv. Vreau să vă spun că eu reprezint o generație care se bucura mai mult pe o hârtie, pe o bucățică de hârtie, decât pe un cec. Deci noi n-am primit niciodată bani și cred că și asta a fost un motiv pentru care am câștigat mai multe medalii și că nu ne-a tentat și am evitat contactul cu banii. Care sunt banii ochiul dracului, așa se spune. Da, mă rog. În acest set de fotografii sunteți alături de alți sportivi din diferite discipline și v-aș ruga să ne spuneți ce vă leagă de fiecare dintre ei. Iolanda Balas a fost una din idolii mei. Am urmărit-o când era atletă la toate performanțele care le-a obținut și le-a obținut așa câte un centimetru. Câte un centimetru. Ea și cu soțul ei, cu Ion Söter, au fost, să zicem, printre principalele gazde când eu am ajuns la Steaua, am fost primit și de ei, în familia asta mare a clubului Steaua. Ilie Năstase. Suntem vechi prieteni și... A fost idolul meu, ce să mai discutăm, și tot nu numai al meu, al tuturor. Și un om deosebit, nu s-a schimbat deloc, are aceleași plete. Nu haina face pe om, apropo de criticile care îi se aducă, de ce se îmbracă militar, că se tundă. Ce vorbești, domnule? Aia e simbolic. Ariana Butang. Și Tavi Belu trebuie să fie pe acolo, că nu puteți să separați. Vine și el, da. Imediat. Aici a fost la Izvorani în 2008. Da. Aici sunteți alături de mai mulți sportivi. Andreea Răducan, Octavian Belu, Ciriac. Da. La Palatul Cotroceni. Sunt... Și aici, frumoase, tot da, alături de mai mulți, era o ceremonie pentru... era premiată Elena Frâncu. Da. O viață dedicată sportului. Și trofeul campionilor i s-a acordat și lui Elena Frâncu. De altfel, este vice-campioană mondială la handbal. Deci nu e o oarecare. Da. Ilie și cu Iolanda. În 2011 ați aniversat 50 de ani de la câștigarea primului titlu mondial la handbal masculin. Da. Alături de cine sunteți? Aici Nicolae Nedev, Mircea Costache și Gheorghe și Puiu Nodea, Olimpiu Nodea, se vede și Oțela.
Asta s-a făcut în organizarea Federației Române de Handbal și mi se pare că e la Marriott. În 2012, la împlinirea a 65 de ani de existența Clubului Sportiv al Armatei, Steaua București, Galaxia Stelelor Roș-Albastre. Da. Puteți spune că ați petrecut o viață sub culorile acestui club. Da, da, da. Și ca într-o familie, cu bunele și relele, m-am asimilat acestui club, care, fiind militar, a trebuit să fiu și eu militar, nu, în sensul că... Urmează o fotografie într-o ipostază mai puțin cunoscută a campionului Cristian Gațu, implicat în proiecte caritabile. Da, aici am fost... Ați fost cu mai mulți sportivi. Da, da. Era vorba despre construirea unor case pentru copii? Cu dizabilități. Cu dizabilități, da, da. Undeva la Clinceni. Clinceni, da. Unde mi-am dat cu ciocanul în deget. Așa talentat eram, da. Da. Și ajungem la momentul cel mai recent, lansarea cărții Steaua lui Gațu, da, scrisă de Horia Alexandrescu. Și prefațată de domnul profesor academicianu Manolescu Nicolae. Da, am mai fost avem onorat de... Aici e un prim plan cu dumneavoastră la lansare. Da. Da. Iar aici avem chiar cartea. Da. Am înțeles că a fost desemnată cartea sportivă a anului 2015. Așa am auzit și nu pot decât să-l felicit pe autor, pe Horia Alexandrescu. Și, și dumneavoastră l-ați inspirat, nu? Nu e vorba de asta. Eu mă bucur foarte mult pentru că Horia Alexandrescu este unul din real ziariștii români, un pasionat al sportului, al handbalului, a și juca handbal. Mai glumeam eu cu el, păcat că avea piciorul mare și călca semicercul cu el, dar asta era o glumă între noi. Mă bucur din toată inima pentru succesul lui Horia și pentru faptul că, într-adevăr, cu cartea mea a reușit să ia acest... cu cartea care, repet, nu e a mea, e a handbalului, pentru că Steaua lui Gațu, de fapt, este echipa națională. Dar ce reprezintă pentru dumneavoastră cartea și tot ce cuprinde ea? Eu am vrut să las ceva după mine și altceva n-aveam și am zis, haide să încerc să scot în evidență anumite chei, soluții cu care echipa națională a României a câștigat și am vrut să scot în evidență prietenia care există, spiritul de luptă comună. Noi am fost o familie, să știți. Însă și faptul că astăzi, ca acum 30, 50 de ani, hai, nu 50, eu am 46 de ani de căsătorie, dar suntem cu aceleași neveste. Deci noi am avut o stabilitate în viață care ne-a ajutat să ne orientăm către sport. Da, eu pentru mine... Nu vreau să terminăm decât optimist, dar pentru mine a fost capătul liniei. Faptul că mi-am făcut și cartea m-a degrebat de orice sarcină și am spus-o într-un mod poate prea brutal, că mă retrag din viața publică, dar în sensul că nu mai am nicio obligație față de viața publică. Mi-am făcut datoria cu bune și cu rele. Vă mulțumesc foarte frumos că v-ați găsit timp să ajungeți la noi și să comentăm aceste fotografii. Vi le facem cadou. Ba, nu știu dacă le aveți sau nu, nu, oricum le-am pregătit special pentru dumneavoastră să vi le oferim. Vă mulțumesc foarte, foarte mult.